Pare că în viața ta, ei, Budi, dragostea a revenit, căci blondina iubește din nou. Vedeta a fost surprinsă la această seară în tandrețuri cu un celebru milionar. Despre cine este vorba și ce se întâmplă între cei doi, aflăm chiar acum. Cred că dragostea este cea mai mare baterie pentru mine. Când vine vorba de iubit, Tania Budi este tare secretoasă. Vedeta nu a vrut să se afle cu cine se iubește, însă frumoasa blondină a fost surprinsă în compania lui Ioav Stern, fostul soț al Oanei Cuzino. De curând, Tania Budi a fost la un restaurant de fițe din capitală alături de celebrul milionar. Cei doi au ieșit din local relaxați și zâmbitori. Mai mult, după întâlnire, Tania și Stern s-au retras la luxoasa reședință a afaceristului. Și atât de bine s-au simțit unul în compania celuilalt, că au hotărât să-și mai dea o întâlnire. De data aceasta, noul cuplu al showbizului românesc a ieșit alături de niște prieteni. Cei doi au fost mult mai apropiați, mai relaxați și mai atenți unul la altul. Sunt momente în care atunci când mergem împreună undeva și începe lumea să mă recunoască și e dat un pic la o parte, poate că nu se mai simt atât de bărbat cum aș vrea eu să văd că se simte lângă mine. Și e un lucru care nu-mi convine nici mie, în primul rând, dacă am sentimente pentru el, și nici lui. Don't you stop loving me, don't quit loving me, just stop loving me. Și pare că vedeta a pus mâna pe un bărbat dorit de multe doamne. Ioav este un om de afaceri izraelian, cu o avere greu de măsurat, dar și foarte controversat. Se pare că doar vila în care a locuit cu Oana Cuzino ar fi costat 3 milioane de euro. Ba mai mult, colecția sa de ceasuri ajunge cu ușurință la 1 milion de euro, iar garajul său imens ascunde 3 boliți de lux. În 2002, fostul soț al Oanei Cuzino a fost acuzat că și-ar fi înșelat partenerii de afaceri. Peste câțiva ani, în 2006, afaceristul a cumpărat o serie de terenuri în zona capitalei, cu circa 1,7 milioane de euro. Ba chiar s-a speculat că Oana Cuzino și milionarul ar fi divorțat doar ca să-și pună averea la adăpost. Însă acum Ioav Stern poate răsufla ușurat, căci Tania nu are gânduri de măritiș. Doamne de mireasă neagră la un moment dat. Cred că ăsta este unul dintre visele pe care le aveam în copilărie. Acum nunțile mi se par ridicole, dacă mă întrebi. Bine, tradiție e tradiție, dar chestia cu mireasa, cu masa, cu... Mă bucur tot timpul pentru prietenii care fac pasul ăsta și pentru cei care îl fac cu adevărat, cei care se iubesc cu adevărat și care fac o nuntă tradițională și îmi place, numai că i-am depășit momentul ăsta. Și cred că dacă o să fie vreodată să se întâmple, nu știu, adică nu zic nu la nimic, dar momentan nu e ceva ce e în planul meu foarte, foarte apropiat. E dragoste, poate să fie și instituția căsătoriei, poate să fie și concubinaj, poate să fie și orice. Dacă e dragoste, că dragostea ți-o dă Dumnezeu și dacă nu ți-o dă, nu poți să o... să o construiești decât așa pe prietenie, dar dragostea e adevărată, e de sus.